Problemele descoperite la ștrandul municipal din Deva, în urma controlelor efectuate de către inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara și a celor de la OPC, pot pune în pericol sănătatea devenilor. În special dacă vorbim despre nivelul ridicat de clor în apă, care a fost descoperit în urma analizelor efectuate. Specialiștii DSP spun că o cantitate prea mare de clor, așa cum a fost depistată în două dintre bazinele de aici, poate conduce la izbucnirea unei epidemii hidrice. Iar la Deva, dacă normalul este între 0,5 și 1,5, inspectorii au măsurat o concentrație de 5, ceea ce este deosebit de grav pentru sănătatea devenilor, care își petrec timpul liber la ștrandul aflat în directa coordonare a primarului Devei. Inspectorii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara au aplicat o amendă în valoare de 6.000 de lei și au luat decizia de a suspenda temporar activitatea pentru cele două bazine la care au fost identificate probleme, precum o concentrație prea mare de clor și vopsea scorojită. Specialiștii spun că prea mult clor poate afecta grav starea de sănătate a cetățenilor și nu poate fi luată în derâdere o asemenea situație. Nu putem să punem în pericol sănătatea oamenilor. Trebuie să avem în vedere acest aspect, ceea ce este foarte important și de reținut că suntem reprezentanții ai Ministerului Sănătății în teritoriu și nu numai la sesizări scrise, noi periodic verificăm aceste bazine, ape de îmbăiat, piscine și toate acestea. Poate cineva nu a crezut că poate să fie atât de dăunător acest clor, dar clorul, repet, este foarte dăunător sănătății umane. Poate cineva să înghită și apoi pot să izbucnească, eu știu, epidemii hidrice sau, nu știu, alte... Deci, deteriorează starea de sănătate a populației. Epidemiile hidrice reprezintă forma cea mai gravă prin numărul mare de persoane și extindere facilă. Acestea pot conduce la boli virale, bacteriene și parazitare. Principala cale de transmitere este cea prin ingestie, dar este posibilă infectarea și prin spălare, îmbăiere și inhalare. Vă reamintim că au mai fost descoperite dușuri defecte, bazine cu vopsea scorojită, cabine de schimb cu pereții plini de mucegai, guri de canal neacoperite și multe alte nereguri. Ștrandul din Deva a fost redeschis publicului după ce unele deficiențe au fost remediate. Nici până astăzi, reprezentanții primăriei Deva nu au oferit un răspuns clar cu privire la cine se face răspunzător de situația alarmantă în care au fost puși mii de copii și adulți care și-au petrecut timpul liber la ștrandul din Deva, aflat în directa coordonare a primarului urbei, și ce măsuri vor fi luate împotriva celui sau a celor care se fac direct răspunzători de punerea în pericol a stării de sănătate a cetățenilor.